ziua vă spunem din nou aici de la startul editurii Herald. Evenimentul John William Draper, istoria conflictului dintre religie și știință, un eveniment prilejuit de lansarea în colecția Cogito a cărții Istoria conflictului dintre religie și știință de John William Draper. Invitații noștri din această după-amiază, Luisa Neag, curatorul colecției Cogito și senior editor la editura Amiral, domnul profesor universitar dr. Ovidiu Morar, scriitor, eseist, publicist, este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, membru al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. Din clipă în clipă îl așteptăm și pe cel de-al treilea invitat, este vorba despre Andrei Căitănaru, filosof și psihoterapeut. Să începem cu Luisa, să ne povestească puțin despre această colecție, despre colecția Cogito, care a apărut cartea lui John William Draper, istoria conflictului dintre religie și știință, apoi cumva făcând referire în contextul discuției noastre, a dezbaterii noastre de astăzi și de celelalte două cărți. Este vorba tot de o carte a domnului profesor Ovidiu Morar, o istorie a ateismului, publicată în colecția Cultură și Civilizație, și de asemenea cartea lui Bertrand Russell, celebrul filozof, Religie și Știință, colecția Mathesis. Vorbim astăzi, știința pe de-o parte
Francis a câștigat, să se opune, bineînțeles, și câștigă detașat, ca să zic așa, conflictul cu religia, viziunea aceea foarte rigidă, în care se spune, da, creația a fost realizată în 6 zile, Adam și Eva, cădere, potop, totul are 6.000 de ani vechime, bineînțeles că având în vedere niște idei atât de stricte, n-avea nicio șansă să câștige acest conflict. Despre asta e vorba în carte. De aceea am pus pe masă și acea de-a treia carte a lui Bertrand Russell, care tratează oarecum același subiect, dar care îl duce până într-o zonă mai filozofică, pentru că introduce în discuție și alte teme, cum ar fi liberul arbitru, determinism, etica și așa mai departe. Și dacă vrem să vedem până unde a ajuns acest dialog, o să merg și mai departe și o să amintesc o altă carte din cu tot o altă colecție, o colecție nouă numită Dialog, în care acest dialog, pentru că la urmă a ajuns să devină dialog, pentru că nu e așa, toleranța este cea mai importantă virtute pe care ne-am cultivat-o în cele din urmă. Dialogul dintre Dalai Lama și oamenii de știință la cel mai înalt nivel, cu fizicieni cuantici și cu cercetători din domeniul neurobiologiei, mănăstirea și microscopul, pe care n-am pus-o aici, pentru că totuși este prea departe în contextul discuției noastre. Cam asta despre locul acestei cărți în colecția Cogito, deocamdată. Mulțumim foarte mult, Luisa. Domnule profesor Ovidiu Morar, în prefață, în cuvântul înainte, faceți o distinție între antireligios și anticlerical. Dumneavoastră sunteți și autorul unei istorii a ateismului, carte publicată în colecția Cultură și Civilizație, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Ce credeți că a stat de fapt la baza opoziției dintre religie și știință? Într-adevăr, o opoziție între religie și știință, așa cum o demonstrează cartea lui John William Draper, în sensul că avem o opoziție între două moduri epistemologice care sunt fundamental diferite. Adică, pe de o parte, avem o cunoaștere de tip rațional, care apelează la logica matematică, la observație, la experiment. Pe de altă parte, avem o cunoaștere bazată pe revelație și pe niște texte considerate infailibile și intangibile. Texte care trebuie asumate în mod dogmatic și considerate a fi fundamentul cunoașterii. E vorba în speță, în cazul creștinismului, de textele biblice. Cartea lui John William Draper vorbește despre această opoziție, dar de fapt punctul de plecare este conflictul dintre puterea Bisericii Catolice și știință, care mereu de-a lungul acestei istorii foarte zbuciumate a fost pusă la respect de către instituția clericală. Deci avem într-adevăr un conflict de natură clericală, în primul rând. Biserica Catolică, erijându-se într-un arbitru al cunoașterii, de-a lungul timpului, sigur că sunt cunoscute persecuțiile îndreptate împotriva celor care puneau cumva sub semnul întrebării valabilitatea, legitimitatea dogmelor bisericești și, evident, a adevărurilor din
textele sacre. Acest conflict a fost, cum o demonstrează cartea de față, încă din momentul în care biserica a dobândit putere politică, adică din momentul în care ea a devenit o putere de stat în Imperiul Roman, în acel moment Muzeul din Alexandria și Biblioteca din Alexandria, care au reprezentat focarul științei europene, așa cum susține cartea de față, au fost desființate, au fost închise. În cele din urmă, Biblioteca din Alexandria a fost distrusă, textele au fost împrăștiate, în fine, și așa a început istoria acestui conflict, care s-a prelungit până în epoca modernă, până când Biserica Catolică, Vaticanul, a recunoscut în sfârșit greșeala de a fi persecutat filozof ca Galileo Galilei. Da. Deci, în momentul când a fost reabilitat Galileo Galilei, abia se poate vorbi de o aplanare a conflictului sau, mă rog, nu știu dacă chiar de o stingere completă. E o carte provocatoare și categoric incitantă și scrisă într-un stil extrem de sfumos, un stil care e tributar romantismului epocii romantice. Cartea a apărut în 1874 în America. Abia acum o traducem și o publicăm noi în România. Era pentru mine chiar o curiozitate cum de cartea asta atât de importantă, care pune o problemă atât de esențială până la urmă pentru orice om, sau eu cred că pentru orice om care gândește, poziția aceasta dintre, sau raportul dintre religie și știință, cred că ar trebui să fie o chestiune fundamentală pentru oricine. Și de aceea m-am gândit, când am văzut că ea circulă online, circula în versiune engleză, putea oricine să aibă acces la acest text, era liber, mi-am pus întrebarea cum de nu s-a gândit nimeni să traducă această carte în limba română și să o publice în România. Deci asta a fost ideea de la care am pornit atunci când am făcut acest demers și mă bucur că a apărut în colecția Cogito, care a apărut până acum, cum spunea doamna Luiza Neac, mai multe cărți fundamentale ale iluminismului, Voltaire, Holbach, Thomas Paine, David Hume și încă cred Hobbes, nu? Thomas Hobbes, Spinoza parcă, sau în fine Newton, da. Deci foarte mulți gânditori care au vorbit despre această problemă a raportului dintre religie și știință, sau mai bine zis a poziției bisericii față de știință. Biserica Catolică, evident.
mulțumim foarte mult, domnul profesor Ovidiu Morar. O să revin la domnia sa cu întrebarea de ce o istorie a ateismului. Înainte aș vrea să-i dau cuvântul lui Andrei Găitănaru și să-l întreb. Autorul conflictului, autorul istoriei conflictului dintre religie și știință, John William Draper, totuși specifică la un moment dat că, spune el, nu am nimic de spus în privința celor două mari confesiuni creștine, Biserica Protestantă și Biserica Ortodoxă. Cea din urmă nu s-a arătat niciodată de la reabilitarea științei în opoziție cu progresul cunoașterii. Dimpotrivă, l-a întâmpinat mereu în mod favorabil. A dovedit o atitudine reverențioasă față de adevăr, din orice parte ar fi venit el. Cum stau de fapt lucrurile în răsărit? Erau oare ortodoxii mai puțin dogmatici decât catolicii? Sau erau oamenii de știință din Occident puțin mai vizionari decât cei din Est? În răsărit nu avem parte de același conflict? Mulțumesc! Dacă ne uităm la istoria bisericii ortodoxe sau istoria bisericii de răsărit sau pur și simplu istoria creștinismului de dinainte de Marea Schismă, o să constatăm că avem o serie de sfinți părinți care nu priveau dintr-o perspectivă pozitivă relația aceasta dintre dogma revelată, adică dintre discursul teologic pe de-o parte și știință pe de-altă parte. Lucrul acesta pare mai degrabă a fi șocant, mai ales în zilele noastre, când foarte adesea ne sară țandăra în spațiul public sau cel mai adesea pe Facebook în diverse dispute și se ajunge foarte repede, cu foarte puține argumente, la a, dar oricum, nu puteți voi demonstra pe cât credeți. E o tensiune. Pe de altă parte, dacă ne uităm puțin înapoi, adică undeva în primele secole ale creștinismului, o să vedem că avem câțiva, de pildă, smarți ființi părinții secolul 4, precum Sfântul Grigorie de Nazia, Sfântul Grigorie de Nisa, Vasile cel Mare, care absolvise Academia de la Atena. Academia de la Atena, să zicem că era un fel de, nu știu, Sorbona zilelor noastre, la oaltă cu Harvard și MIT. Adică cam tot ceea ce însemna descoperire, inclusiv de ordin științific, era aprofundat acolo. Ca atare, părinții din primele secole, care terminaseră și absolviseră cursurile Academiei, nu doar că erau la curent cu ceea ce era mai nou în linie științifică, dar se și grăbeau să coerentizeze, cu alte cuvinte, să arate cum noile descoperiri științifice pot fi înțelese din perspectiva interpretării teologice, pentru că întotdeauna, mai ales în zilele noastre, uităm că efortul teologic este în primul rând unul de interpretare. Discursul teologic este un discurs hermeneutic, nu este un discurs dat de-a gata, nu este ceva ce se livrează ca și cum ar fi de la sine înțeles. Hristos despre El însuși arată Sfinții Părinți, se explica, se interpreta. Ca atare, avem de pildă un Sfânt Grigorie de Nazians care încerca să dea seama de descoperirile epocii sale în raport cu discursul teologiei sau discursul teologic. În timp, într-o anumită măsură, lucrurile acestea sau acest tip de atitudine pare că, mai ales undeva început cu modernitatea, pare că se stinge. Avem un conflict din ce în ce mai acutizat între un spirit al modernității centrat pe perspectiva transcendentală, adică subiectivă a omului. Este vorba despre acea întrebare, cât pot cunoaște, cum pot cunoaște, pornind de la intelectul meu, neputând să mă bazez pe esențe, pe lucruri în sine, pe fundamente pe care nu le pot pur și simplu apropia experienței mele. Pe de o parte avem un astfel de discurs, pe de altă parte avem un discurs teologic care uneori se simte asediat și uneori se simte asta și în interiorul tradiției creștin-ortodoxe, dar spune că nu este un discurs majoritar sau predominant. Avem frici, avem temeri, dar dacă ne uităm mai atent, avem un fel de rămânere în urmă cu bibliografia. Adică avem părinți care nu sunt la curent cu noile descoperiri. Dar nu e normal.
în secolul 20 de pildă avem în România, și noi am mai discutat și cu ocazia altor lansări, grupul Rugului Aprins, în care avem oameni de știință, l-avem pe Alexandru Mironescu, de pildă, care terminase un doctorat la Sorbona și care în același timp știa cu foarte mare eleganță cum să armonizeze discursul științific cu discursul teologic. Îl avem pe părintele Andrei Scrima, de pildă, care era la curent cu ultimele numere din revistele de specialitate, științifice de specialitate, și știa să citeze cu către revistă data, număr, pagină. În el, de pildă, nu resimțeai acest conflict între teologie și știință, ci era mai degrabă o conlucrare. Ca atare, a zice că mai ales pentru noi cei din ziua de azi, care foarte repede ne polarizăm și foarte repede suntem pregătiți să ne apărăm lucrurile în care credem, dându-i în cap celuilalt, a zice că cele două apariții aduse aici înainte sunt foarte importante, pentru că, într-un fel, ele sunt cărți despre acest conflict, iar cred că cel care este interesat să înțeleagă în ce măsură cele două tipuri de discurs pot sta împreună într-o formă dialogală, așa cum, de pildă, se arată într-una dintre cărți, se poate folosi de aceste două volume, care, într-un fel, stau la baza unei bibliografii dedicate relației dintre discursul științific și discursul religios. Mulțumim, Andrei Găitănaru. Domnule profesor, revin la întrebarea inițială. De ce o istorie a ateismului? Să răspund la întrebarea asta, pentru că ea, în fond, implică să povestesc toată geneza cărții și nu știu dacă ar fi foarte important. Deci mă întrebați de ce am scris-o. Da, și cât de util, cât de necesar, cât de oportun ar fi o astfel de există un fel de rezervă sau de idiosincrazie față de termenul ateism sau de termenul ateu, mai ales în societatea românească sau, mă rog, în societățile mai tradiționaliste. E o rezervă nejustificată, după mine, pentru că ateismul nu presupune atitudine dușmănoasă sau o atitudine antisocială sau nesocială, în fine. Există exemplele ateilor celebri din Occident, care sunt în același timp și oameni de știință, Richard Dawkins sau Christopher Hitchens, Sam Harris, bine, mai sunt încă foarte mulți și poate fi adus în discuție aici și cazul filozofului Russell, care este pe masă aici. Și el a fost un ateu convins și militant. Și totuși, această poziție, el și-a asumat-o ca și Voltaire sau ca și alți filozofi, exact pe același considerent că această poziție, până la urmă, vrea să creeze o anumită deschidere intelectuală, să producă o breșă în cunoaștere, în sensul că e o poziție progresistă care să aducă o iluminare, în fine. Nu știu dacă am folosit termenul foarte corect, dar e exact poziția iluministă, a omului care vrea să ilumineze pe alții care se află încă în beznă, încă rătăcesc în căutarea luminii. Probabil că e o poziție care un anumit curaj și implică
și asumarea consecințelor, întregilor consecințe, în sensul de a fi blamat, anatemizat, așa cum a fost ateii din toate timpul. Am considerat că o istorie a ateismului e necesară pentru lămurirea acestei chestiuni. Până la urmă, ce este ateismul? Cine au fost gânditorii care au avut această poziție de-a lungul timpului? Și de ce mi s-a părut necesară? Pentru că faptul că a existat o listă lungă de gânditori care au avut această poziție demonstrează până la urmă că există și o anumită valabilitate în această poziție sau o anumită viabilitate a acestei filozofii sau, dacă vreți, a acestei gândiri. În carte există foarte mulți filozofi din toate timpurile care au scris unii chiar texte fundamentale și pe care am crezut important să îi adun la oaltă într-un volum. De ce mi s-a părut important acest volum? Mi s-a părut important în contextul în care mi se pare că societatea românească devine tot mai dogmatică și există, cel puțin așa mi se pare mie, pericolul de a ne întoarce într-un nou dogmatism sau într-un nou totalitarism. Din cauza asta, cred că e nevoie de astfel de texte care să pună probleme de gândire și care să invite la cugetare adevărată. Mulțumim foarte mult! Andrei, aș vrea să te întreb, care sunt punctele comune sau poate chiar diferențele dintre cele două cărți? Mă refer la Bertrand Russell, pe care spune că știi din facultate, cred că undeva am luat contact cu scrierile lui pe la sfârșitul anilor 89, pe clasa 12-a, un filozof remarcabil, și cartea Istoria conflictului între știință și religie a lui John William Draper. Pe de o parte, zice că metodologic este o curiozitate, este, să zicem, o inclinație foarte anglosaxonă de a cerceta și de a duce gândul până la capăt, pornind de la acel spirit al modernității, cel care încearcă să răspundă la întrebarea cât pot cunoaște folosind, bazându-se pe propriul intelect, bazându-le pe propriul nostru intelect sau pe categoriile intelect. O altă notă comună care răzbate cumva în ambele cărți este, să zicem, nu doar, mai degrabă, nu spun de-a dreptul, un fel de anticlericalism, un fel de anticlericalism care țintește în bună măsură catolicismul. Și aici vorbim despre un anumit tip de catolicism, acel tip de catolicism care la un moment dat, undeva de prin la jumătate rulii mediu, până în modernitate, a fost foarte prezent nu doar în biserică, ci de fapt în cetate. Și a fost prezent în cetate încercând să reglementeze, de fapt, și să normeze cam tot ceea ce putea fi normal. Ori, în această încercare intră și tot ceea ce stă sub apanajul cunoașterii. Ca atare, avem aici un fel de pornire foarte hotărâtă de a pune sub semnul întrebării acest tip de, dacă vreți, radicalism gnoseologic pe care uneori Biserica Catolică l-a manifestat. Ambele cărți pornesc de la acest fapt. Există un conflict între cele două paradigme. Russell este mai degrabă cel care nu găsește o cale de dialog și consideră că nu poate fi posibil o cale de dialog între acest tip de abordare religioasă, spune el, dar este mai degrabă unul
în sens rigid, nu dogmatic în sens de definiții care vin pe calea unei experiențe, așa cum este în ortodoxie, în timp ce Carta lui Draper vorbește și urmărește cumva istoria unui acestui conflict dintre cele două paradigme, e adevărat și el urmărind cumva religia mai degrabă dintr-o perspectivă, din perspectiva înrădăcinării catolice în spațiul european. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Domnule profesor Ovidiu Morar, ne puteți aminti câteva momente, să spunem, de dramatism extrem în istoria acestui conflict dintre religie și știință exprimate de John William Draper? Până la urmă, în ce constă valoarea contribuției sale pe această temă? Cred că valoarea contribuției lui Draper e mai mult decât a sublinia acest conflict, ci ea este și istoric în același timp, adică Draper ne prezintă în paralel istoria științei și istoria bisericii catolice, sau mă rog, biserica creștină, biserica catolică, pentru că celelalte confesiuni nu prea le are în vedere. Este importantă și din acest punct de vedere că ne face o istorie a momentelor fundamentale ale bisericii și ale științei. În ceea ce privește conflictul, au existat într-adevăr câteva momente dramatice. În primul rând, ceea ce spuneam mai devreme și ceea ce deplânge Draper în această carte, distrugerea școlii de la Alexandru, care a reprezentat chiar momentul de întemeiere a științei europene și nucleul științei europene, pentru că acolo de fapt s-au pus bazele științei, adică metodele observației și experimentului, logica matematică. Acestea au fost folosite în mod sistematic de școala din Alexandria și primii oameni de știință importanți acolo s-au format. De asemenea, Draper ne spune că tot acolo s-au format și câțiva dintre părinții fondatori ai bisericii. Deci există o legătură care la început nu era conflictuală. Abia în momentul în care Biserica Catolică a devenit o putere în stat, adică a căpătat putere politică, din acest moment relația a devenit conflictuală, pentru că dogmele mai puteau fi puse în discuție, puse sub semnul întrebării de către oamenii de știință sau de către filozofi, și astfel s-a ajuns la suprimarea acestei școli de la Alexandria și implicit suprimarea școlilor de filozofie, școala de la Atena și celelalte școli importante din acel moment. Deci acesta a fost momentul cheie, se poate spune, sau momentul paradigmatic în această istorie a conflictului dintre biserică, de fapt, biserica catolică și știință. Conflict care ulterior s-a manifestat la fel de violent și la fel de, și poate chiar mai sângeros și mai atroce, după înființarea Inchiziției și din momentul
care Inchiziția a început să controleze viața intelectuală din Europa și acei gânditori care aveau o poziție oarecum eretică sau o poziție diferită de cea a bisericii în chestiunile legate de cunoaștere au fost, după cum se știe, persecutați și unii au sfârșit chiar arși pe rug, cum a fost cazul lui Giordano Bruno sau Miguel Servet, medicul de origine spaniolă care a vorbit pentru prima dată despre circulația sangvină. El a fost cel care a emis pentru prima dată această idee a circulației sânge. Și deși Draper ne vorbește despre un conflict în primul rând dintre catolicism și știință, aici în cazul lui Miguel Servet, autorul autodafeului său, autorul Arderii Ferug, a fost de fapt biserica protestantă, adică biserica calvină. Pentru că Miguel Servet a încercat să fugă de Inchiziția din Franța, unde era biserica catolică, s-a refugiat la Geneva, unde spera să obțină protecția lui Calvin, dar n-a obținut-o, ci a fost condamnat să fie ars pe rug într-un mod și mai atroce și mai bestial, să fie copt la foc mic vreme de o oră. Sunt niște momente foarte dramatice, într-adevăr. Se știe și cazul lui Galileo Galilei, povestit de asemenea cu mult dramatism în carte. Sigur, după această perioadă a Inchiziției, lucrurile s-au mai temperat, să spunem, dar conflictul a rămas în continuare încă activ. Și în concluzia cărții, autorul ne demonstrează că poziția Vaticanului față de știință nu avea cum să se schimbe, pentru că ultimele acte ale Concilului Vatican tocmai nu admiteau niciun fel de conciliere cu pozițiile în materie de cunoaștere sau în materie de dogme religioase ale oamenilor de știință. Mulțumim foarte mult, domnule profesor Ovidiu Morar. John William Draper, istoria conflictului între religie și știință, în colecția Cogito, editurii General. Bertrand Russell, religie și știință, în colecția Matesis și de asemenea în colecția Cultură și civilizație, o istorie a ateismului, a domnului profesor Ovidiu Morar. Le mulțumesc foarte mult invitaților noștri care au fost alături de noi în această după-amiază, Andrei Găitănaru, domnul profesor Ovidiu Morar, colega mea Luisa Neac.